Onorată asistență, în această dimineață, la aeroportul din Bruxelles, au avut loc explozii care s-au soldat cu morți și răniți. Specialiștii spun că este foarte probabil să fie un atentat terorist. Noi suntem îngroziți și întristați și folosesc acest prilej pentru a exprima întreaga compasiune și condoleanțe celor loviți de acest incident, autorităților belgiene, poporului și cred că este, dacă se confirmă ipoteza unui atentat, un eveniment care ne arată că terorismul a rămas, din păcate, în inima Europei. Suntem extrem de îngrijorați și vom urmări evoluția de la Bruxelles. Nu am vrut să trec peste acest incident, chiar dacă evenimentul de astăzi este unul care vine să sublinieze lucru foarte important